Sunt oamenii care chiar merită să fie ajutați și aveți acolo și niște numere de telefon la care puteți suna ca să donați pentru Ionica și pentru copiilor. Și vă spun în continuare că vă așteptăm aici. Suntem pe Ion Mihalache 174 în Piața Chibrit. Colegii mei au vorbit și cu tatăl celor cinci, cu tatăl gemelor și al tripuleților. Vreau să vedem ce explicație are el pentru cele întâmplate și apoi o să-l rog și pe domnul avocat să comenteze un pic situația, pentru că știe foarte bine legislația. Bună seara! Normal că adevărul este undeva la mijloc. Nu vreau să mă cobor la nivelul ei, de fapt. Adică nu este adevărat că ați dat în ea, că ați bătut-o? Nu este adevărat. Copilașii aceia, cinci, sunt fără tată. De ce? Pentru că m-au gonit. Eu mi-am dat demisia din armată la insistențele ei. M-au dat afară de enori. Am dormit afară, pe câmp. Dar de ce să vă dea afară? Pentru că strigam la ea. Eu nu aveam voie să strig la ea. Dumneavoastră ați încercat să dați în ea? Dacă am încercat? Da. Bineînțeles că am încercat. Este o femeie foarte dificilă. Nu vă interesează soarta lor sau... Soarta copiilor? Da. Soarta ei nu mă interesează pentru că e o femeie care n-am mai văzut. Soarta copiilor mă interesează. Dar ea de la mine nu va vedea niciun ban în viața ei. Copiii vor vedea tot ce pot eu. Probabil o să și divorțăm. Eu atâta timp cât am două mâini, pot să muncesc. Muncesc cum vreau, unde vreau. Nu trebuie să-i dau ei raportul ăsta. Ea ne-a mai spus că pe perioada sarcinii, dumneavoastră ați lovit-o cu picioarele. Da, doamnă, da. Da. Eu am să-i trimit ei pensie alimentară, 33% din salariu, că atât vine, și să o văd cum se descurcă. Și restul la copii le trimit produse. Dar ea nu o să vadă la mine niciun leu. Ce mai e de comentat? Domnul avocat, înainte de asta vreau să citesc ce ne spune o telespectatoare, Miruna Maria, pe Facebook. Doamna Simona, o știu, pe Oana. Oana, ți se spune? Așa mă poreclau. Trebuia să mă numească, să mă cheme Oana, dar nanii mei au murit. Ok. Oana, sunt Miruna din Galați, din Micro 20. Venea la mine în scară de frică că o botea și mă punea să-l vorbesc cu el, să-l liniștesc. Am avut grijă de tripleți și de Carina și de Mihai. Adevărul este că o bătea. Copiii erau foarte speriați. Vă rog să citiți mesajul. Iată că am și făcut lucrul acesta. Mă gândeam văzându-l la următorul lucru. Pentru un bărbat, cel mai important om de pe pământ, după Dumnezeu și părinți, e femeia. De ce e femeia? Pentru că nimic nu e mai important pentru un bărbat să aibă urmași, să aibă copii, să iubească. Fără iubire pe pământul acesta nu se poate trăi, oricine ai fi, dacă vrei să fii om. Și atunci, omul de care spui că ești îndrăgostit, omul pe care îl iubești, omul care a devenit una, omul care îți dă un copil, să le iei la bătaie în halul ăsta și să spui după aceea că nu-ți pasă de viața ei. Păi da, nu ea v-a cerut de nevastă, nu ea a făcut copiii singură, domnule. Dacă ar fi să spun ceva serios, și am să o și spun, omul acesta este o rușine a bărbaților.